Să trăiți! Vă zic așa de dimineață, după cum vedeți, avem o zăpadă frumoasă și dacă mă credeți, nu e serioasă, deoarece o să se topească asta de pe casă. Hai că da, vântul mi-a dărâmat și cortul, dar nu e o problemă, îl reparăm. Bine v-am găsit! Să trăiți, bine v-am regăsit, astăzi avem zăpadă, prima zăpadă pe 2023. The brotherele mele sunt under the snow. Ne bucurăm de această zăpadă frumoasă, o să mergem să vedem ce zice tete. Oh my god, avem geamul destul de hau, dar nicio problemă, o să pornim mașina și o să plătim lumina. După cum observați, mă bucur de zăpada aceasta care, din păcate, nu o să stea foarte mult, deoarece sunt vreo 2-3 grade afară. Fata mă așteaptă, trebuie să o aranjăm, cred că o să o recolantăm și o să-mi schimb din nou culoarea. Neapărat vreau să-mi lăsați în comentarii ce ați făcut voi astăzi. Eu, după ce o să filmez acest vlog de iarnă, o să merg la Brotherii Claumar pe scară în fiecare sâmbătă. O să mă găsiți la ei la magazin, pentru că sunt consultant acolo, dragostele mele, pentru că ei sunt frații mei. Fac live de la magazin, ne distrăm. Bă, ia uitați-mă ce e aici. Dar haideți să o luăm așa, ca în fiecare an. Păi o să curățăm această zăpadă, pentru că vreau să se vadă. Așa e frumos, te duci cu mașina să se vadă numărul de matriculare frumos, să se vadă, adică să ai farurile curate. Contează zăpada de pe ea. Trebuie să o perfecționăm. Și ce credeți? Oh my god, dar va porni această babă intergalactică? Hai să ne clătim pe cizmulițele pe care le-am luat ca să nu înghețăm. Ia să punem contactul. Câte grade ne arată? Hai că ne arată. După ce pornim, ia. E scoasă pe liber. Hai sus. Hai mă, că a pornit. Bătrânii came. Un grad. Un singur grăduț. E bine, nu-i problemă. Ia să activăm noi ștergătoarele. Hai că s-a făcut lumină incandescentă. Haide. Hai sus. Ok, am lăsat căldura să bată în parbriz ca să se topească baba. O să mergem să-l vedem și pe tete. Dar ce avem aici? Oh my god, avem o ancoră aici. Și bineînțeles că o să spargem tot. Ce credeți? Mai pornește Smart-ul? Păi pornesc toate. Și Smart-ul, BMW-ul și cu Logan-ul nu au baterie. Dar nu mai scot baterie acum ca să le pornesc. Pornesc toate. Ia uitați, baba. Ne așteaptă. Dunărica ne așteaptă. Ne așteaptă Dunărica. E șmecheră barca. Ia să vedem ce zice acest Smart intergalactic. Zăpada de aici trebuie să o dăm la o parte, deoarece în momentul în care o să deschid ușa, o să cadă în interior. Prima zăpadă power. A bătut vântul aseară, am făcut un live, vreo 4500 de persoane am făcut de pe live, adică followers. Ia să vedem. Nu știți când fac eu cu un live? Hai că da. Iuba! Să știți că îți îngheață mâna, oh, în zăpadă. Hai, brother-a mea, hai. Gata, apăsăm să se oprească imobilizatorul și acum pornim. La secundă. Cine mă, broadera? Ia să vedem ștergătoarele și la asta. Hai și aici. Mai au apă, mă? Ștergătoarele alea. Oh, opriți-vă, broaderele mele. Oh, stop cardiac. Așa și așa se opresc. Gata. Cum să nu pornească, babe? Dar ce sunt eu, mă, ca să am o grămadă de mașini? Asta are motorul pe spate, aici motorul și trage spatele. Mamă, vă dați seama, Caterinca, ce am face cu asta acum? Mamă, dar sunt pietre la teren acolo și nu poți să-ți dai seama că... Ia. A fost un freezing rain aseară, adică un sistem de la intergalactic în care, da, uite, e tocmai jos. Și îngheța instant. Mamă, ia uitați-mă ce e aici. Pisicuța își așteaptă soarta, frumos. Loganul la fel, dacă i-am dat ochii, a sărit în sus 2 hectare. Păi mașinile mele sunt perfecte. Eu le mai pornesc așa din când în gând. Barca... Ok, să-i dau. Hai, ziși, la motor. Motorul de la barca e în casă. Ce frumos, hai afară la zăpadă. Ia uitați-vă pe YouTube și scrieți hai afară la zăpadă, Shari.
Să vedeți că vă pare melodia aia când m-am îmbrăcat eu în fata și hai afară, la zăpadă, sau mai bine, du-te tu. Frumos, frumos, vreau să-mi spuneți ce ați făcut voi. Gata, am oprit baba. Pe cealaltă o lăsăm să se încălzească, să se încălzește. Și merge să-l vedem și pe tete, să vedem ce zice. Oh my god! Adi, the brother-ul de Bălana, v-am lăsat Instagram-ul, sau ai făcut, știu, abonați? Acum. Followers? Ai făcut? Acum. Aha, că l-am lăsat în primul link. Și de data asta o să-ți las și link-ul tău și link-ul lui tete, să-i dai și lui un follow. Hai să mergem să vedem ce face tete. S-a cam desghețat parbrizul. Hai că e treabă bună, nu? Ia să vedem. E altă viață, brother. Hai. Mi-e lei ușor așa, fratele. Mie vorbești cu el așa un pic. Ia. Băi, tete, băi! Băi! Ia-i, bă, tete, băi! Yeah! Și-a venit să colindăm, dom, să înălțăm când tete nu e acasă. Poate vă era dor de dăbrodărașul nostru. De tete universalul. Vă pun în primul link, mă, în primul link. El are dreptul la primul link. Salut! Ia ține camera aici. Salutați-mă, frații mei, și pe mine, vă rog frumos. Herpes, fratele meu! Hândel! Bine te-am găsit, regele YouTube-ului! Vă iubesc, vă iubesc, fratele nostru. Iubesc. Trebuie să-l protejăm și pe el, pentru că pe el caută paparații. L-a căutat și poliția. Ai și tu geaca de aia care e reflectorizantă? Întreba lumea de tine, ce face tete, socorul, cu mine să faci, cu tine aș face, de fapt, TikTok-uri de-alea cu... Pe mii de puncte, dracu. Pe mii de puncte? Să mă rămân. I-a durat o femeie. Ai făcut o grămadă de bani. No, nu. Mușcă acum din zăpada asta și vorbește cu mine. Ce bă, mănâncă. Mergem să facem nou din zăpadă ceva la teren? Mergem, hai. Haideți. Mai țineți minte, și dacă nu mai țineți minte, îl găsiți pe... Era, dar se topește, brother, nu mai merge cu Sani acum. Păi am filmare cu tete când făcea baie, câți ani aveai, mă? 6 ani? 7 ani. 7-8 ani, vezi că oglinda asta și asta. Cum? M-a rugat la lariu, știi? Da, da. Era micuț tete și cu Adi la fel, am filmat. Amintiri frumoase care... Tu nu vezi cât de mare crezi copii ăștia? Da, mă, da, uite pe ăsta din spate. Să vezi cât e fraxul, ești nebun? Dacă n-are 4,20 m. E mare rău de tot. Hai să ne vedem la teren, să vedem, poate facem un om de zăpadă. Ia uite bă ce e aici, tătei. S-a învârtit aici, mă, tu. Cine, mă? Ăștia în pagi. Nu te-ai învârtit tu? Să mă învârt un pic? Să mă urmă, ia camera și ieși afară din masă. Hai, coboră. Este uși pe ecran, tete. Exact. Dă-o un cancer. Hai să-l vedem pe domnișoară. Ai sus, tata! Ion, tata! Dă-o în cancer! Dă-te că ne lovește, să moară! Mamă! Yeah! Hai să o lăsăm așa. Hai să facem omul ăla de zăpadă. Hai să facem un omuleț de zăpadă, să mă urmă. Ia zi, Bălanu, ceva. Păstrăm, fraților, tradiția ca în fiecare an să venim să facem un om... Bă, tete, ia uite! Ia vino! Să ne jucăm cu zăpada. Bă, brother, ia uite! Hai, mâncați aici morții tăi! Nu mai am pe aici nimic? O lopată, o cagulă cu aia. Bă, ia dă-mă și mie mănuși. Să-ți dau și ție? Da. Ia, fratele meu. N-am mănuși mâncate. Dar ce viteză avea? Ce e aici? Nu e. Nu mai am decât o pereche de mănuși, am apă mâncat și cu urul tău. Nu, am o pereche de mănuși. Ia uite. Nu e tete că nu merg, le-am mâncat ieși. Le-am dat lui, mă, că e mai mic. Zău. Bă, dar înseamnă, dacă i-ai dat lui, trebuie să facă... Vezi că alea sunt scumpe rău. Sunt alea de barcă. Păi dă-i-le lui tete. Băi, dă-i-le, mă, lui tete. Hai, dă-le încoace la mine. Ia, fratele meu. Păi, dar eu l-am luat pe mâna mea, mă. Ia, fiți atenți acum cum vom face extra vergura cu frații noștri, un om, primul om de zăpadă. Pe 2023. Tete, apasă-te pe bulgărul ăla. Pe bulgărul ăla, hai că pe bulgări. Da, fratele meu, dar văd că ai luat și iarbă cu el.
Nu-l spargi, după ce facem omul de zăpadă, facem cu el tete, că nu așa, știi? Ce? Trebuie un loc liber, trept. Nu, fratele meu, că l-aducem aici, uite, dar vină și tu cu bulgările mai încoa. Hai, mai ai făcut un bulgăr, ia uite-i. A, fratele meu, că nici cocoșii n-au înghețat. Uite cocoșul, uite rațele coaie, mănâncă zăpadă aici, frate, ia uite rața. Uite-le acolo, ia uite-le. Rața și găinile. E gâscă aia, mă. A, e gâscă, da. Trebuie să ne bucurăm de zăpada asta. Ia uite-l ce bine face tete, se pricepe. În viața anterioară ai fost bulgărar, nu? Exact. Făcea bulgări de zăpadă și îi vindea cu 23 de lei firul. Așa de brotherii mei. L-am sunat pe Răzvan, că e la cineva, bă, la un majorat. La blondul, auzi? Da, de la voi, de la fiți. Cristi, vecinul meu? Da. Ia zi, frățiorul meu, tete, da. Bă, ia uite. Ai luat și balic, ai luat și ăla-i căca de iepure, ești prost? Așa, fratele meu, doi oameni de zăpadă, bă, da, după aia trebuie să... Nu, no, mă, de... Elena! Gata, fratele meu, bă, ăsta e ăla de jos, gata, tete, du-l mai hăis. Și gata, fratele meu, lasă-l așa, bravo. Gata, mâncați aici bășina aia care ai dat-o azi dimineață. Păi fixează-l și trage-l la bolobox, mă, mă, ia. Nu, nu, stai să-ți dau bolobocul, tete. Îl tragi la bolobox, trească măta. Trage-l pe vertical, așa. Ia pune bolobocul pe el. Pune bolobocul aici, bă, vezi dacă e drept. E drept, fratele meu, gata. Hai, adivină cu acei, luați-l amândoi pe la gură și puneți-l sus aici. Hai, tete. Uite-l, pui cu partea aia de jos, așa. Așa, 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 așa. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hai că l-am făcut pe om de zăpadă. Și nu mai facem încă unul, că să fie trei. Încă unul. V-a înghețat silabele? Aha, hai că vă ajut și eu. Hai. Hai, tete, hai că vă fac o promovare. Uite, să moară Larisa dacă vă mint. Dacă nu, în primul link vă pun Instagramul lui tete și în al doilea Instagramul lui fratele meu. Nu contează care. Dacă vă supărați care să stea în primul link, vă-l pun eu în primul link. Hai, da? Ah, și în linkul 3 Instagramul meu. Ca să-i dai și lui tete un follow pe Instagram, pentru că are și el sânge de diavol. Uitați-vă că i-a înghețat mâna. Gata, tete, că l-ai capul, belie ai capul. Gata, fratele meu, da. Cum atât de mic, mă, ce e, mă? Eu am zis, băi, vină încoace, gata, vină încoace cu el, mă. Băi, a, am zis ca să mai faci așa, mă, fratele meu, mă. Dar stai că filmăm și pe TikTok, pe YouTube, facem un short și pe YouTube, ce? Ce se facea? Un short, stai așa. Să moră familia, mai jura până acum, numai de mamă, numai de familie, numai de tot ce ai vrut tu, te-am lăsat. Dacă să te las, mă, frate. Băga mei! Nu așa te el? L-a luat în curză, mă, l-a luat în curba, ai văzut? Mamă! Am murit să mă arăt! Hai, tete! Bine, mamă! Ăsta e tete al nostru! Ia l-o din! Dacă era o cărămidă! M-a dea odată? Dar după aia i-a arunc și tu ea! Și a spart căcău! Dar aruncă și tu, tete, vină cu aici și aruncă și tu una, să moară mă! Dau-te cu capul, ia pus! Da, tete, mie îmi face așa, ai văzut ca Ronaldo când avea pojar. Ești mai încurcă să rece. Ia, tete! Mamă! Mâncați aici morții tăi, tete! Dă brotherul meu! Dă cu cap, ia-l în gură așa, și-a urma de vrăbi! A, mie nu mai, mă doare stomac. Haide! Mama, a dat umer craci. Tete! Mamă, se aude, cum se aude ecoul ăla? Uite, uite pe asta! Ia, tete! Asta e șobolanul vieții mele. Să deschidă aici la Pantelimon, să deschidă ăla de apă. Că mergeți cu mine, fac eu 500. E chiar dacă costă 1 milion la bazin, la apă, mâncați așa. Nu, chiar dacă, știi că nu o să fie 30 de lei. Se face un aqua park, ca să zic așa. Auto și pun. Diavolul tasmanian! Ia veni rău, mă! Este balane! Hai, tete! Ia, tete! Mamă ce, băi, zici că e ăla din PUBG când se duce, ai văzut, Adi? Ia. Este, mă! Gata, mă, că obosiți și după aia vă dor picioarele de la coate. Hai că da. Gata, fraților, că să nu facem vlogul ăsta foarte mare. Nu de alta, dar așa e frumos. Ai dat cu picioarele în sticla aia. Zilul ăla care a băut-o, dar poate chiar dumneavoastră. Gata, frățiorii noștri. Uite, tete are un Instagram. Bă, Andrei Sebe. Să ți-l păstrezi pe ăla, că dacă nu... Păi tot ăla. Că îmi spui că să-l modific. Andrei Sebe, gata, că am obosit, știți de ce? Suntem ca
virgulă cai. Ia uite câini acolo, puri, ce sunt? Ce? Eu am crezut că sunt câini cu ei, ia uite câte sunt. Ia vorbește, cum, vorbește un pic cu ele. Mami! Ce găini cu aia, că nu vezi cât de mari sunt, sunt monstre alea. Ei, sunt te bați cu o găină de-aia. Mamă, dar ce rasă e? Brahma de-alea, știi? Nu vezi că are 40 de kilograme un curcan? Hai că da. Ia uite găoază pe, pe cocoșul ăla, tetei. Ia, ia dă-te așa. A intrat în curte, ai văzut câta găoază avea cocoșul ăla? Fiți atenți, m-am decis să facem, un video când mâncăm găoază de curcan. Să moară măta. De curcan? Da. De găină. Târtiță de alea de curcan, să moară atâta e o târtiță de aia. Mănâncea de cu mine găoază de curcan? Da. Nu râde, fraiere, să moară măta. N-ai mâncat niciodată găoază de curcan? Nu. Atâta e o găoază de aia de curcan. Adică e târtița aia, mă, coada aia. Știu. Și aveți că are o grămadă de carne pe aia. Prima găoază tu o să o iei în gură. Fratele Adi de la Vâlcea și tete, toate fetele să apeleze la el că încă n-are nevastă? Încă nu. Pe mama nu mai e aia, a? Nu, s-a îmbătrânește. Zău. Păi da, mă, dar are suflet în ea, mă, are, pleacă cu a doua de pe loc. Are vână ea, da. Dar cum, fratele meu? Păi găina bătrână face seama bună, vă, mă lași așa? Ne-am jucat un pic aici pe zăpada asta, frățiorii mei, uite, pun zăpadă pe... Vezi că cizmele astea sunt de la sandalea de fete de la Decathlon. Să moară la lista de nu sunt de fete și le-am luat că ține până la 15. Păi vezi că nu mor de frig în ele. Până la minus 15. Care bară, brother? N-ai cum să dai tu până la bara? Ai atâția bani? Ia. Băi, ești prost la cap, ai văzut cât a dat să moară măta. E la 10 cm de... Hai cu... Tete, vină încoace, te rog, te rog, insist așa pe ultima, vină încoace tu. Hai, veniți încoace amândoi. Fiți atenți acum, tete, cineva, adică o să-l rog din suflet, uite, îl țin de palmă, vină încoace. Vreau să vă fac un pic, tete, te implor în numele tuturor abonaților să ne faci documentarul WC-ului. Vino cu așa, ascultați-mă puțin. Tete vă va explica acum, dar vreau să-mi spui cu cuvintele tale. În ce an e? E în 2012, așa? Și cu suflet. Nu, fii atent aici, că multă lume nu știe din America ce se întâmplă în acest WC, dar vreau să ne faci un, exemplar. Deci uitați, acesta este un WC România. Speak in English, please. Deci, what is this? Ai, man. This is what is this? Let me speak in English. Socor Ghiom. Deci tell me, sau vorbește limba engleză că pun eu translate. Fiți atenți, intrați aici. Cum se stă? Cum se stă în acest WC? Vă rog să nu, 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 stați drept, vă rog. Așa. Și ce se face? Ce se întrupiază? Îl dați afară sau ce puteți? Ce se... spuneți-mi ceva despre acoperiș. Nu e acoperiș, e ultimul model de acoperiș. E cu ca să spălare manuală, nu? Ei, după ce ia te ura Dumnezeu. Păi fii atent, spuneți-mi că sunt niște persoane de gen masculin, vă rog să stați în poziție. Când cineva... Mare, familia mea a avut presiune. A dat un stop. Nu am să-l tinge. Luați poziția de căcare, vă rog. Cred că a stat așa mai rău. I-a dat. Dar ce e cu gaura de acolo? Ce se face în acest WC? Bun, și după ce terminați, să zicem, vă puneți-vă pe bine, întoarceți-vă cu fața la cameră, vă rog, ca să... Of course. După ce stați așa, da? Unde e hârtie igienică? A, rupeți din tencuiala. Uite, uite aici. Ia, rupe din tencuiala asta un pic, ia. Care e hârtie igienică? Hârtie igienică? E cu aloe vera. Îți faci așa și... Dacă nu, cel mai nou. Așa? Puțin beton. Am murit să mă... Deci rup din tencuială ca să asta ca să fie un post de șmilghe, da? Bun. Și după aia, cum ai mai fi? Și când ieșiți din WC, faceți și tutorial. Așa, ieșiți din WC, ieșiți un pic crăcănată. Dar sunteți mai ușor după ce ieșiți din această toaletă. Da, dați seama. Credeți că e submersibilă sau intergalactică? Intergalactică. Aha. Bun. Deci v-am spus, dar am luat cu lacrimi acest, dacă nu vă supărați, acest WC-ul foarte antic, foarte vechi. Credeți că conține și cartea Kama Sutra înăuntru? Cred că da, nu știu. Da? Dumneavoastră, de câte ori ați folosit această toaletă ecologică? E ecologică, nu? Nu, da. Deci aveți și spălare vara, că am văzut că acoperișul e făcut... Da, vara, dacă e să plouă, te întorciveși, pus în jos. Dar nu puteți să vă îmbolnăviți de tengătită. Am înțeles. Ok, ați văzut și tutorialul WC-ului antic prezentat de nimeni altul decât de brotherul TT Universalul, de brotherul nostru. Vedeți că e un băiat de nota 10, smor mie la pe Instagram. Un follow la fratele meu, un primul link, și un follow la brotherul Adi în al doilea link. Asta ca să dați și voi un share, să vedeți că tutorialul WC-ului, că sunt mulți de la noi din străinătate care nu știu ce se întâmplă în acel, loc, ca să zic. Băi, multă lume a zis, băi, e budă. Wow!
aoleu, tu te-ai făcut subalterna. Fac și mașina să ripar tot. Da, mi se pare că... Ia să întoarceți găoaza să vă văd. Ia. E curat. Nu, e curat, e curat. Aveți găoază frumoasă, să știți, adică nu vă faceți probleme. Ok, frățiorii mei, hai să mergem acasă, să ducem pe tete acasă. Cineva vă cădat aici cu brazda, ce s-a întâmplat? Cred că tu. A, uitați, avem și șaurma verde. Hai că nu e rău. Miroase iarbă, ești prost la suprață, ăla e căcat de acolo, frate. Ah. Nu e un. Puteți să luați o gură din aia, să vă trăiască familia mea. Nu, să fac. Ai, ați făcut-o șaurma. Ialb, 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 nu așa, nu, ialb. Bă, lasă-mă. Ialb, uite, ialb, fără. Bă, dar ce-i mașina mea, mă, pe post de hau? Ia, ialb. Mamă, fiți atenți, acesta este un PUBG, sunt în arenă. Tete, să vedem care trage, de vedem că are un, ce armă ai, tete? Ce armă ai? M14? Da? Da, cu lunete, cum se numește. Da, aia cu lunete, un fel de sniper mic, cu cuțit. Un fel de cuțit cu sniper. Am înțeles. AKM. Și tu ai AKM. Ia, ia. Să vedem care... Ia, a dat-o! Mamă, s-a dat. Mai, în acest moment, tete mai are 25 HP, el are 43. Scorul e foarte strâns. Hai să vedem care mai scade. 43, Adi. Mamă, ța, mai are 1 HP. 1 HP și gata, moare. Ah, pe lângă i-a dat, tete își dă revive. Dă-ți revive, tete își dă revive aici. Pune-te pe vine, tete, așa, 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 așa. Ia să vedem, își dă revive și Adi. Și acum el bea un energizant. 100% Adi, 100% tete. Să vedem care va câștiga în acest meci de PUBG original. Ior, mamă, i-a dat, mai are 43, tete. 21. Adi are 100%, ce bine s-a dus pe slide. După cum observați, ah, 42 mai are fratele meu. Tete mai are încă 3. Ți-a dat headshot? I-a dat headshot. Ia! Scorul este de 0-1. Direct aici în frunte. Ți-a dat headshot fratele meu, nu? Da. Uite ce frumos se joacă copiii ăia. Ești că-s băieții mei. Bravo, frățiorii mei. Vă pupăm. Tete, să trăiască băiatul tău. Cu mine ai ceva? Nu. Nu. Și tu, fratele meu? The brother-ul, când am filmat cu el era atât. Acum are undeva între 2 metri și 6 metri jumate. Alba vă pupă, vă salută și zăpada sper să vă, să vă umple de bucurie anul ăsta. Prima zăpadă, suntem pe câte? Pe 20 și? Nu știu cum am uitat pe telefon. Pe cât suntem, mă? Pe 29? Ia stați așa, mă, că parcă aveam un telefon la mine. 28 ianuarie. Bă, era bine mai de Crăciun, așa să fie avut zăpada asta. Bă, tete, ne-am ținut de promisiune în fiecare an, an, an. Dacă mor, îmi porți căciula. Dacă nu, să fii sădătos.